Salutare prieteni, numele meu este David Vlaic, iar azi vreau să-ți arăt un antrenament complet acasă. Având în vedere situația în care ne aflăm, iar sălile s-au închis, putem face mișcare și acasă. Trebuie doar să fii inventiv și să improvizezi cu ce ai prin casă. Am să-ți arăt mai multe exemple de exerciții pentru fiecare grupă musculară, iar tu îți alegi ce exerciții ți se potrivesc. Le-am structurat pe fiecare grupă musculară, așa că haide să-i dăm drumul și începem cu exercițiile pentru picioare. Primul exercițiu sunt genuflexiunile. Eu folosesc o sticlă de apă pentru a crește dificultatea și mă așez pe canapea în loc de bancă pentru a încerca să pun cât mai mult stres pe vagdriceps. Încearcă cât mai multe tipuri de genuflexiuni pentru a crește dificultatea asupra mușchiului. Bun, următorul exercițiu este hip thrust. Acest exercițiu pune accentul pe muștii gluteal. Folosești o canapea pe post de bancă și poți adăuga o greutate în plus cum ar fi o sticlă de apă pentru a crește dificultatea. Mișcarea să fie controlată și contractă fesierii în partea de sus a mișcării. Acest exercițiu se poate executa și pe sol. Alege varianta pe care tu o poți face și îți permite spațiul din casa ta. Următorul exercițiu sunt fandările bulgărești. Folosește o canapea pe post de bancă și poți adăuga sticle de apă pentru a crește dificultatea. Execută cât de multe repetări poți, după care schimbi piciorul celălalt. Ideea este să faci cât mai multe repetări până aproape la epuizare. Până acum am pus accentul pe vadriceps și mușchi gluteal. Executând îndreptările românești vom pune accentul și pe femural. Folosește o greutate cum ar fi sticlă de apă sau gantră dacă ai pentru a crește dificultatea. Dacă ești intermediar avansat, încearcă să duci fiecare exercițiu până la epuizare. Și nu seta un număr de repetări știind că tu faci dublu. Și nu în ultimul rând, gambele. Pentru a fi complet acest antrenament pentru picioare, trebuie să executăm exerciții pentru fiecare grupă musculară. Este foarte ușor de executat acest exercițiu. Deoarece fiecare persoană are un prag acasă, execută cât de multe repetări poți. Acestea sunt exercițiile pentru picioare, executele pe fiecare până la epuizare. Și acum să trecem la exercițiile pentru piept. Având în vedere că flotările sunt cele mai uzuale și cele mai folosite exerciții, putem pune accentul pe fiecare cap al mușchiului doar executând flotările. Pentru a pune accentul pe partea inferioară a pieptului, corpul trebuie să fie pe un plan declinat, așa că vom așeza picioarele pe canapea, contractă fundul pentru a nu lăsa bazinul să cadă, iar în momentul împingerii contractă bine pieptul. Pentru a pune accentul pe partea superioară a pieptului, vom ridica fundul. Cu cât ridicăm fundul mai sus, cu atât va intra și deltoidul anterior. Și bineînțeles, executând pe plan orizontal, vei pune accentul pe partea medială a pieptului. Pentru a crește dificultatea, poți executa flotări pe scaune, pentru a crește raza de mișcare sau poți să încerci o grămadă de tipuri de flotări. Am făcut un video complet pe această temă. Iar dacă ești începător, execută flotările de pe genunchi. Dacă ai la îndemână o bandă elastică, poți să execuți o grămadă de exerciții pentru spate. Am să-ți arăt acum cum poți să improvizezi pentru a executa aceste exerciții. În primul rând, trebuie să ai un obiect de care poți să legi banda elastică. Nu contează ce formă are, doar să poți să legi banda de ea. După care, deschizi ușa și o pui deasupra ușii. Așează-o pe mijlocul ușii pentru ca nu cumva să strici ușa după care închizi ușa ușor și asigură-te că ușa este bine închisă ca nu cumva banda să iasă și să te rănești. Din acest moment poți să execuți o varietate de exerciții. Dacă ai imaginație, poți să execuți fiecare exercițiu pe care puteai să-l faci în sală. De exemplu, acest exercițiu imită tracțiunile la helcometru. Dacă ai posibilitatea să execuți tracțiuni la bara fixă, cu atât mai bine. Iar dacă nu, trebuie să improvizezi, cum ar fi acest exercițiu. Poți să lucrezi fiecare mușchi a spatelui folosind doar banda elastică. Sunt foarte multe exerciții pentru spate pe care poți să le execuți și acasă, nu este nevoie să mergi la sală. Trebuie să te folosești de orice lucru din casă, iar acum este momentul să înveți mai multe exerciții pe care poți să le execuți și acasă, având în vedere situația în care ne aflăm. Poți să o privești ca pe o parte bună, deoarece vei învăța mai multe exerciții pe care poți să le faci acasă sau oriunde te-ai afla. Nu se știe când vei avea nevoie să faci mișcare în vacanță sau indiferent de locuri unde te afli. Dacă nu ai o bandă elastică, poți să folosești bidoane cu apă pentru a executa ramatul sau gantele dacă ai. Dacă nu, folosești bidoane cu apă sau orice alt tip de greutate pe care tu îl ai în casă. Să trecem și la exercițiile de izolare și vom începe cu umerii. Folosind aceleași bidoane cu apă pe post de greutăți, vom executa fluturările laterale. Acest exercițiu va pune accentul pe partea medială a deltoidului. Folosind aceleași bidoane cu apă, poți să execuți împins deasupra capului. Acest exercițiu va pune accentul pe partea anterioară a deltoidului. Pentru partea posterioară a deltoidului vei executa face-pull cu banda elastică. După cum vezi, poți pune accentul pe fiecare parte a mușchiului, antrenându-te acasă. Pentru a antrena bicepsul, ai nevoie de o greutate pentru a face flexia antebrațului pe braț. Indiferent de greutate, poți folosi bidoane cu apă, gantere dacă ai sau banda elastică. După cum se observă, este mult mai greu să execuți cu bidoane de apă, deoarece acestea se tot mișcă și ți este mult mai greu să le controlezi. Poți să execuți cu priză în supinație sau cu priză neutră pentru a pune accentul pe mușchiul brachial. Poți să execuți de pe scaun și poți să folosești sticle mai mici de un litru sau gantere dacă ai. Să trecem la exercițiile pentru triceps. Ai nevoie de o bandă elastică pentru a executa extensii deasupra capului sau poți folosi o sticlă de apă sau orice alt accesoriu. Acest exercițiu va pune accentul pe capul lung al tricepsului. Lasă brațele pe spate pentru a crește cât mai mult tensiunea, și nu le aduce spre tine. Un alt exercițiu ce poți să-l execuți pentru triceps este extensii din sprijin pe canapea. Acest exercițiu va pune accentul pe capul lateral și medial al tricepsului. O altă variantă este extensie la cablu. Acest exercițiu pune accentul pe capul lateral al tricepsului. Bineînțeles că toate capetele tricepsului sunt activate, dar unele exerciții pun mai mult accentul pe un cap sau pe altul. Introdu aceste exerciții în antrenamentul tău pentru a pune accentul pe fiecare cap al tricepsului și nu în ultimul rând abdomenul. Am să-ți arăt trei exerciții care activează toți mușchii abdomenului. Acest exercițiu pune accentul pe partea superioară a abdomenului. Mâinile sunt deasupra capului, iar palmele ating tibiile. Următorul exercițiu este Bicycle Crunch. Acest exercițiu pune accentul pe oblici. Mișcarea trebuie să fie controlată și încearcă să duci cotul spre piciorul opus. Și ultimul exercițiu pune accentul pe partea inferioară a abdomenului. Aceste trei exerciții pot fi executate sub formă de circuit sau individual. Acestea sunt exercițiile pentru fiecare grupă musculară. Bineînțeles că sunt mult mai multe, dar am încercat să-ți arăt cele mai importante care activează fiecare parte a mușchiului. Alege exercițiile care ți se potrivesc, pe care le poți executa și du-le până la epuizare. Îți recomand să faci antrenamente full body sub formă de circuit, deoarece este mai intens și nu vei avea timp să fii distras de alte lucruri de prin casă, cum ar fi televizorul, telefonul sau alte lucruri. Acesta a fost antrenamentul complet pentru acasă. Dacă ai întrebări, nu ezita să lași un comentariu. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like și să te abonezi la canal pentru că am pregătit clipuri interesante pe viitor.